Chiar dacă CSM Bucovina a reușit să evite retrogradarea, Constantin Vlad a declarat că și-ar fi dorit o clasare mai bună. A fost un an, nu pot să spun că foarte bun, dar ne-am realizat obiectivul, am rămas în prima divizie, am reușit să, pentru al 10-lea an consecutiv, să avem continuitate în prima divizie. Din păcate nu ne-am clasat pe un loc așa cum ne-am propus, a fost doar locul 9. Pentru următoarea ediție de campionat, antrenorul echipei CSM Bucovina își pune speranțe în jucătorii tineri și mizează pe concurența din cadrul lotului. Treburile merg înspre bine, suntem mulți și sper că anul 2010 să vină cu rezultate mult mai bune și ce mă interesează, pentru că asta a fost obiectivul nostru de ani de zile, să avem sportivi la loturile naționale. Suceava, Ruibru, Suceavean a fost întotdeauna reprezentat la nivel înalt de sportivi cu calități care au reprezentat România în confruntările internaționale. Rugbiștii suceveni se vor reuni pe 11 ianuarie la ora 16, după care va urma o perioadă de pregătire în localitate.